Catinca, îl place pe Alexandru. Nu, nu m-aș vedea niciodată într-o relație cu Alex, dar i-am și spus. Niciodată să-mi spun niciodată, că așa zicea și eu. Dar i-am spus asta. Dar într-o relație cu Laurențiu te-ai vedea? Ce aici? Nu știu dacă ne-am înțelege. Niciodată nu spun niciodată. Nevoia te împinge. Ah. Dar n-am auzit nicio răspuns. Știe bine. Nu a răspuns. Nu? I-a luat mult și a zis nu știu mai întâi. Într-o relație cu Cosmin te-ai vedea? Da, normal. A zis da, normal? I-a auzit. E bine, a zis normal prea încet. Pe el a surprins. Nu, a zis da, normal. Glumesc. Da, normal. Da, interesant. Bun. Mai am un material în care o fată vorbește despre ochii unui băiat. Unele fete știu, așa că le rog să tacă. Despre ochii unui băiat care îi fac rău și nu poate să stea lângă el, nu poate să-l privească. Despre ce băiat este vorba, vreau să aflu, vă rog. Vă spun care sunt fetele, dacă vreți. De la voi. Hai să urmărim. Pre Radu, e vorba. Dar n-am stat în preajmă. Eu mă tem să stau în preajmă. De ce citezi? Pentru că uneori mi-e rău după. De la ochii lui, de la ochii lui. Da. Odată m-am chemat în și când am coborât de acolo, m-a luat amențarea pe scă, nu știu dacă era ieșit. Te-ai deocheat? Eu cred că da. De la ochii lui. Da, pe bun. Vorbesc serios. Și într-o zi, la fel, când a venit aici, stătea pe canapea, a stat o după amiază întreagă. Deci știi că dacă se uite, plecat, se poate uita cu ochii la tine, știi că o să fie, o să fie rău. Nu, dar mi-a fost rău în seara, deci am ajuns la hotel și m-am dus să dorm. Efectiv, nu am putut să fac nimic. Vampiri energetici. Dar de cine era? Eu n-am înțeles. Păi n-a. Era Lorena despre... De Cosmin. Da, no, știu că și eu cred că știu. De Radu este vorba. De Radu și de Robert. Cu... Ce eu tot de Robert. Radu. De Radu. Robert Radu. Nu, Robert nu. Dar ce am? Cosmin sau... De la Robert. Se discuta despre Radu. De la Robert. Ce mă care ai văzut? De Radu știam, nu? Dar cine vorbea? Lorena cu? Eu vorbeam. Cu cine? Cu toată lumea. Era și Irina acolo. Cosmin. Acum înțeleg de ce s-au îmbrăcat fetele în roșu. Da, chiar. Despre cine este vorba? Despre... Radu. Hai să vedem material. Robert. Dar n-am stat în preajmă lui Radu. Eu mă tem să stau în preajmă lui Radu. De ce citezi? Pentru că uneori mi-e rău după. De la ochii lui, de la ochii lui. Serios? Da. Odată m-am chemat în camera roșie și când am coborât de acolo, m-a luat amențarea pe scă, nu știu dacă era ieșit. Te-ai deocheat? Eu cred că da. De la ochii lui Radu. Da, că așa ceva n-am auzit. Vorbesc serios. Și într-o zi, la fel, când a venit aici, stătea pe canapea, a stat o după amiază întreagă. Deci știi că dacă se uite, plecat, se poate uita cu ochiul la tine, știi că o să fie, ori, o să fie rău. Nu, dar mi-a fost rău în seara, deci am ajuns la hotel și m-am dus să dorm. Efectiv, nu am putut să fac nimic. Vampiri energetici. Eu te-am spus ție de mai multe ori, Radu. Dai cu mâna pe rochea Mihaelei. Te-ai uitat la televizor, Radu? Pune-mi în cap. Te-ai uitat la televizor sostins. Radu, de asta se simte rău Cristina. Știu, posibil. Deci am elucidat misterul, iertați-mă. Da. Timp de ce îi se face rău Lorenei tot timpul. Da. Pentru că te vede pe tine pe conexiune. Doar dacă te vede este suficient. Dar dacă vine cu ochelari... Când este în preajmă... Trebuie să mai stau acolo, trebuie să mă... Dacă e aproape. Dacă este în preajma mea, doar, prin conexiune. Dacă stă lângă tine, doar e capul. De ce? Sau urechea. Pentru că eu nu empatizez cu tine, poate chiar empatizez cu tine și când stau în prezența ta de ori. De unde știi? Eu zic să nu te uiți la el. Eu propun să-ți iei o brățară roșie. Mască de sudură. Da, nu am așteptat la asta, dar sincer mi s-a mai spus în afara emisiunii de foarte multe ori de ochi. Într-un an jumate n-ai de ochea pe nimeni. Radu. Deci, de ochi. Cel puțin nu s-a aflat. Păi și atunci ce asta poți? Păi poate nu s-a uitat la cineva cu mai mult. Da. S-a uitat. Păi și atunci de ce nu? Nu știu, atunci de ce să-i facă rău lângă mine? Radu Sniper. Eu tot timpul am spus că nu... El era la bun. Nu, nu plac sau nu știu ce alt cuvânt să folosesc. Ok, ochii deschid. Aud. Nu. Dar nu e atât de rău, am înțeles. Deci, Laurențiu, nu e doar tu de vină. Ce mă bucur. Când se simte rău. Alta mai întrebea un partener. Deci nu doar la urmă fac compara. Că eu fac să simte rău, și eu fac să simte. Poate compara. Exact. Nu e comparabil. Răul tău cu al meu nu se pare. Deci dai că răul lui Laurențiu poate cum e bun, altul e rău. Laurențiu, Lorena. Cum să fiu? Ca ieri. Sunteți. Ca ieri, cum să fiu? Palaurii. Sortați.
E reproșat că nu are bunele maniere? Eu? A fost o glumă. Nici de cum, la modul serios. Am vrut să atrag atenția că nu trebuie să ne comportăm așa ca niște dușmani dacă nu, dacă am pus punct. Nu vreți să mergeți la un date? Ba, da, asta e tot ce-mi doream. Da? Da. Perfect. Bine, vezi, merge dacă nu plecați astăzi super. În gală. Lorena, tu ai vrea să mergi la un date? Eu, da. Prietenește. Colegial. Cu bune maniere. Interacțiune. Cu bune mani. Interacțiune. Așa. Cine? Cu Laurențiu, evident. Deci e da sau nu? Cine știe? Tu. Te-a spus? Cine știe? Tu. Atunci da. Tu. Să aleagă ea. Decide ea? Da. Pentru tine? Da. Merg pe mâna ei. Serios? Da. Vom vedea. Să vedem cine scapă de această gală și în funcție de cine, de cine scapă, cine rămâne aici în casă, vom vedea cine va merge la date. Dar da, am un date de oferit. De fapt am două. Unul normal, de zi, și unul de noapte. Vă alegeți voi, cei care vor merge la date. Bun! Dragi telespectatori, a sosit momentul să spun stop vot! Vom număra voturile voastre și vă voi spune cine este favoritul din această săptămână. Totodată aș vrea să vă reamintesc faptul că emisiunea Casa Iubirii este o emisiune înregistrată. De aceea există un decalaj între momentul înregistrării ediților cu cel al difuzărilor. Vă mulțumim pentru voturile dumneavoastră și vă rugăm să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Favoritul din această săptămână, cel care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, cel care va avea imunitate în această gală și nu va putea fi votat spre eliminare, dar și cel care va avea o responsabilitate, mai exact, cel de-al treilea vot spre eliminare, este... Favoritul din această săptămână, cel care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, cel care va avea imunitate în această gală și nu va putea fi votat spre eliminare, dar și cel care va avea o responsabilitate, mai exact, cel de-al treilea vot spre eliminare, este... Robert. Vreau să mulțumesc din tot sufletul meu celor mai frumoși și loiali susținători din Casa Iubirii, Ziz Româna și lui Robert. Și vreau să vă spun totodată că voi nu sunteți susținătorii mei, sunteți familia mea. Doar familia te poate susține în așa mod. Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc. Bravo, Robert! Am întâlnit și cu fratele, mă. Bine, mă, bravo. Așa, frate. Seara asta ce omul de burtă. Ciurăt. Așa, aplauze! Cred că nici dacă îl câștigam eu nu mă bucuram așa. Așa, susținere! Este pentru Robert? Da. Sau
că nu a câștigat, că nu a mai câștigat Radu. Că nu a câștigat, că nu a câștigat Radu. Robe. Că Robert. Sinceritatea ta. A săturat de el. Serios vă întreb. Pentru Robert. Nu, pentru el. Chiar mult pentru el. Adică acum cred că sunt ambele. Voi fetelor, Larisa. Să spargă florile. Și la mine, doamna Andreea, era așa. La mine a fost așa. Devine monoton când situații se repetă, devine plictisitor. Așa este. Bravo, într-o relație. Agonia omoară tot. Și mai e și gală cu eliminare. Da, dar lui ar fi plăcut să plictisească. Robert o să propună o fată, pentru că Robert vrea o fată. Jur. Mai e și gală cu eliminare, deci Robert probabil o să propună o fată. Așa că aici așa, măi, mi-a zis super. Mie acum că e greu să voteze, să știi. Zic că vreau o fată. Vreau o fată, Robert? Păi, vreau o fată, singur. Robert? Nu, n-am zis asta. Nu, mi-a zis mie că e greu să voteze. Acum. Da. Mie de ce sunteți triste, vă întreb? Nu, eu mă bucur pentru el. Am spus că, probabil, pentru unele persoane s-a stricat strategia, în sensul că a vrut să-l voteze. A vrut să-l voteze pe el.